Bine, ne-am întâlnit în sala Coppola a Bibliotecii Județene, Pete Chirileanu Manții. Într-o sărbătoare a cărții, așa cum putem spune, fără să exagerez, mai ales știind ce este în inima autorului. Câtă emoție și cred că și bucurie. Întâi și întâi vă rog însă să-mi îngăduiți să vă transmit salutul doamnei Mihaela Mereuță, managerul Bibliotecii Județene, Pete Chirileanu Manții, care, prin motive foarte serioase, n-a putut fi prezent aici. Suntem la al doilea volum. Suntem într-o evoluție, aș putea spune, dacă data trecută, acum 3 ani și 3 zile, am numărat de Viorel Cozi mai exact, eram undeva în Infoclub 2. Astăzi am evoluat în sala Coppola, cea mai importantă sală de întâlnire, aș spune eu, la Bibliotecii Județene. Iată, deci, lansăm acest volum 2, sub Imperiul Regatului Natal Calviapa. Așa arată el, e proaspăt apărut de sub teascuri, cum se zicea pe vremuri, acum e tipar digital. Transfăcea Regatul Natal Calviapa, reamintiri 2. Să spunem că nu avem, cred că, niciun volum aici, 1. A fost făcut o suplimentare de tiraj, acum cu volumul 2, dar primul volum se intitula, avea ca titlu Incursiuni prin Regatul Natal Calviapa, rememorări 1. Avem așa o invenție, este o particularitate, cred, pe care ne-am permis-o să nu stăm foarte închiși în niște tipare. Să spunem că este totodată și o zi a presei, aș putea îndrăzni eu. Pentru că aici de față, omul care stă emoționat în fața noastră, este oarecum un monument viu. Îngăduiți-mi să fiu puțin exagerat, dar este reprezentantul unei școli de presă dinainte de 89. O școală de presă care, evident, nu mai există, pentru că, sau, mă rog, o presă care nu mai există. Pentru că lucrurile se schimbă. Este cumva normal. E mai greu pentru noi să acceptăm schimbările astea, pentru că suntem de atunci și ne uităm, poate, mai puțin îngăduitori la ce se întâmplă. Dar istoria va scrie acela care rămâne în viață. Și, cu siguranță, peste câțiva ani, așa va părea normal, cum este astăzi. Avem aici câțiva oameni care au adus, de exemplu, monitorul în piatră, în neamț de la Roman. Oameni care au creat în presă atunci, în vremurile acelea, frumoase, aș putea spune eu. Oameni care erau în presă încă înainte, la ziarul Ceaclău, de exemplu, și vreau să îl pomenesc pe domnul Valentin Bălănescu, pe Viorel Cozma, pe care l-am pomenit adineaur, dar îl avem și pe Iona Sabei, ceea ce este o raritate. Iona Sabei iese foarte greu din casă acum, dar a reușit Claudiu Grigianu, un alt reprezentant al presei, să îl aducă în această după-amiază la noi. Spun că este și o sărbătoare a presei pentru că Traian Socea nu poate fi privit, ca să spun așa, în afara presei. Și presa din Piatra Neamț, din Județul Neamț, nu poate fi abordat de corect fără să ții seama de el. Asta este. N-ai încotro. Poți să-l înțelegi, să vrei, să-l înțelegi, să fii de acord, să vrei. Asta este. Este un dat pe care nu mai schimbă. Și de asta, acest volum poate părea căzut din cer, dar evident nu este. Este rodul unei vieți care n-a reușit niciodată să se prindă total de Regatul ăsta Natal Calviapa. Traian Socea a fost urășean multe vreme, dar tot timpul și-a păstrat acolo în colț. Și după ce a profesat jurnalismul cu texte de o zi, cum i-am zis eu la un moment dat, iată s-a gândit să aștepte texte care să stea între coperte de carte mai mult de zi. Aș vrea să vorbim despre Traian Socea și despre volumul acesta al doilea. Eu aș putea să vă spun câteva lucruri în calitatea mea de editor, așa cum am menționat și Viorel Cozma. Pentru că
sunt singurul, trebuie să recunosc, reprezentant al editurii Sensu. O editură care nu și-a propus să facă comerț. Este, cred, o etapă și asta firească, după ce lectura este un lucru revolut cumva, un lucru mai ciudat astăzi, se poate sparte cartea fără intenția de a o vinde, de a face comerț cu ea. Există difuzare și aveți mărturie aici, că volumul întâi a văzut mare parte pe lume, dar altfel decât prin comerț. Această carte, bineînțeles, va fi dăruită de autor, ca și primul volum. Pe vremuri, puteam să facem emisiuni radio pe tema de asta. Nu se va nimic de noi. Puteam scrie în monitorul, în telegraful. În Răcnetul, mă salut pe Costache Lupu, pentru că noi oricum mărâm cai în piatră, cum ne adunăm, cum scătem, totul în lup ne iese. Astăzi, dacă s-ar trezi cineva să dedice o emisiune radio fraților Sedri, care au fost bombardați de Paște, pentru că așa a vrut, nu știu, unor americani, astăzi îți închide postul de radio, îți închide site-ul. Așa că, îndeplin acord cu drumul pe care mergem, am o propunere. Să mai facem o sărbătoare în țara asta, 4 august. Sunt inspirat aici și de Vali Bălănescu, el e profesor de istorie. Ziua Opincii, 4 august, 1919. Armata română a pus o opincă pe Parlamentul de la Budapesta. Mai înainte, linia de demarcație, pe vremuri se învăța la școală. Nu o să credeți. Linia de demarcație, după război, a fost încălcată de trupele Republicii Sovietice Ungare. Așa se numește. Da? Și România a fost atacată în aprilie, cred, 1919, de trupele regulate maghiare, susținute de o divizie de secui. Interesant, astăzi cântăm imnul secuiesc. Ok, nu mai povestesc de generalul Mărdărescu, fața căruia armata română a defilat prin Budapesta. Nu mai vorbesc de Traian Moscoiu, eroul Oradiei, care pe 20 aprilie 1919 a eliberat Oradea. De asta nu sărbătorim 20 aprilie, pentru că e ziua lui Hitler. Și, fără mai lungi povestea, asta e propunerea mea, de prin acord cu Răcnetul, cu moftul neamului, cu toate amintirile noastre. E puiul rar aici, bineînțeles, moftul neamului, cum să uităm că puiul, mai ales că suntem tunși la fel. Gândiți-vă, 4 august, ziua opincii. Cel care a pus opinca era bunicul lui Victor Socaciu. Mulțumesc! Bună seara! Am uitat cu ce trebuia să încep, dar vă rog să îngăduiți un pic când revin. M-am gândit că acum se povestea despre presă și experiențe din presă. Am și eu cu Traian Socea o experiență mică, mică, de la Revoluție până la Paște. După aia s-a mai schimbat niște drumuri. Și în două vorbe vă spun despre mine ca să vedeți cum ajung la eroul zilei. Eu când am intrat la Ziara, așa de bucuros era, că eu vreau să scriu, eu credeam că la ziar se scrie la manieră proză, literatură, domnule, eu asta vreau. Și eram aproape bucuros că deja sunt scriitor. Eram scriitor la ziar, las când am fost corector. Și am colaborat și cu Traian Socea, dar sincer, eu nu mi-amintesc ceva anume cam cum scria eu la ziar. A fost și o perioadă scurtă, în schimb. Știu foarte bine cum scrie ca prozator. Și am vaga senzație că și el avea cam aceeași, nu cumva, dorințe mai mult spre proză decât spre jurnalistică. Recunoaște. Da. Da, a zis da. Tac, cam căzut amândoi atât. Paul Ailinche și Maria Ailinche, domnul inginerul Ailinche este din comuna Iatrașoni, iarba atestată documentară 1436 în sfârșit și de asta eu am schimbat intelectualele de 1965 numele din calul și
Suiava, în piatra șoimului respectiv Lumini și spus că sume urât, idioții, calul, este cea mai nobilă ființă și așa au rămas în sfârșit. Domnul Vasile Alenică, consoteanul meu, de un ajutor năprastic, când mă duceam de-a cerutul la Tarlău, bineînțeles că plecam cu bicicleta, dacă vă duceam, tot găseau un portbagaj să-l atașeze acolo și de ajutor numai pe mine, iar doamna Paula, mulțumesc pentru vitaminele cele, când am fărăția dracu de SARS-CoV-2 de mine, de la Chintinișul, așa, nu traversa ca lui Iaba. Mulțumesc tare bun, cu purtare să veniți aici. Domnul profesor, am uitat numele dumneavoastră, vă mulțumesc frumos că ați venit. Așa? Doamna, vă știu, dar nu mă ținut. Profesor Iulia Costan, consoteanca mea, iar o bucurie că ai venit, Iulia, ea, bineînțeles, scrie literatură. M-am bucurat totdeauna să citesc toate textele și iarăși îmi încurajez ca la următorul volum să lansăm împreună. Eu lasat, uitați-vă la globul ăsta, câte a plătit din cauza mea sau a pătimit. Și nevasta care stă la el, o a dormit în tren și în loc să dea el jos la bicar să ajungă acasă, o iau întors trenul și o ajunsea la Piatra Lungă. Eu am schimbat mahazul, că l-am ținut la băut. Ei, și i-am spus să scrie lucrurile astea, că suntem mai buni. Domnul profesor Popescu, toată considerația pentru dumneavoastră, sunteți pe baricadă, oricând, în privința culturii și spiritualității, de ce neamț. Colegul, salutări tatălui tău, nemaipomenit om, este colegul lui Paliu Paranescu. Așa. Mai departe, pe dânsul cunosc, îl salut. Așa. Mai departe, este Gabi Munteanu, colegul care a haiducit la filmări, alt coleg care a haiducit în toate părțile la filmări, iar la intrare acolo, cred că strategic stă acolo, este Adrian Ciuperc, mai asta. Unul dintre, poate, cei mai buni, dar și cei mai tari în gură. Cei mai tari în gură, spre asta am o precauție aparte să vorbesc cu el, nu suporta niciodată nedreptate. Sunt fii mai tolerant, așa. Are un om la bucurie să părăsă Dumnezeu să-l ieri, pentru că bătări, nu ne-am făcut, dar pe corp, corp. Aia era directul de preasă, mă duc cu țoașca la fundul lui Dar. El, bă, mă, Dumnezeu, dacă noi ce suntem? Păi, dar în gură, hai să ajungem în corp. Nu mergea, la alții mă ținea. Ce fi? Da, pe o piele, când ajungem acasă, nu-și părit nimic. Nici la el nu ține. Și greu, tare greu l-am abținut. Dacă l-am făcut să se abține, dar tare greu și de multe ori chiar. Că au auzit respectivii vizații. Mai departe, Sandu Iliescu și anișoara Iliescu este la acolo cu nevasta care stă la mine. Așa, Sandu Iliescu, un prieten. Dea Dumnezeu să aibă toată lumea prieteni, precum este prietenul Sandu Iliescu. Din păcate, pentru mine și probabil și pentru el, stăm la distanță, Mariola ca lui Iaba, el la Poiana Teiului și nu ne mai vedem atât de des, cam cât ar merita. Salutări și doamna și domnului de aici în prezent. Mulțumesc frumos pentru prezență și dumneavoastră, doamnă, domnule, maestru. Am haiducit. De ce n-ai spus atunci când ai venit mă cu mașină și conduceam eu de danțanță? Și am ajuns la Potoleni și niște ăia care erau cu așa, eu vă zic cum atac pozai care era poz... Ai povestit două dată și se... Păi să mai zic, eu n-am... Am o vârstă și mai uit. Aia... El poza, azi nu am făcut așa. A lăsase și un reportofon, eu mă dădeam mare cu reportofonul, a lăsase în mașina cu număr de Franța, pe care eu recoltat-o conducerea de atunci. Dumnezeu să-i gândesc. Când l-am văzut, aaa, ați venit să ne luați pământ, durați, ești de astea cu stirați. Dumnezeule, haide, și fuga, și fuga, uitați-vă când se bănânc, că aveam vreo 48 de molecule, el pe acolo, m-am tăiat niște brațele alea și m-am ajuns la mașină, o pornim mașina și am intrat în Podolin, cunoșteam pe cineva și ne-am băgat de cuvintele alea, ei porniseră cu tractoarele.
după noi. Ei, asta, riscul, vreau să-mi dea cu un canal, pentru că aproape... Așa, atenția risipa și în prostă. Așa. Domnișoare, toată admirația pentru activitatea pe care o văd. Și v-am văzut în numai toate rânduri, la diverse activități ținută culturală, spirituală, mai mult decât atât. Felicitări pentru că aveți un tată și invers. Asta fiind zise, doar am spus, cartea de scop este continuarea volumului 3. Revin iarăși, cum am promis, ca mărturisitor al lucrurilor văzute, trăite, citite și auzite în tărâmul, pe tărâmul Carlui Iapan, Piatra Șorului, cum se cheamă acum, și, bineînțeles, în alte locuri, unde viața m-a și purtat. E cu accente memorialistice și pamfletare numai să și de pamflet pentru că mă trezesc cu pasiunea mea cu Gheorghe la locul unde întâlnim pensionari. Și acolo, precum în Agora, bunul simț este regele a toată stăpânătoare. Fiecare vorbe, toți suntem școliți acolo. Îl înjură pe Putin, îl altul pe Băsescu, celălalt pe Cutare, pe primari, de COVID nu mai spun, pe așa că omoră lumea cu COVID, că e băgat în sași, nu știu ce. O să descoperiți niște lucruri cu informații căpătate chiar de la sursă, ca să zic așa. Și apoi, nebunia asta cu pandemia te duce la exasperare. Nu știu, ori te uiți la televizor și nebunești, păi ce plămpănesc ăștia pe care îi știu, și care repede de la analiști s-ar scoți, eu trec la război. Păi dacă nu Dumnezeu Sfântul ăștia, enciclopedici ăștia, imediat schimbă registrul. Ei, și veți vedea lucruri pe care sunt sigur că o să le apreciați și modul meu elegant de a înjura Big Pharma, de a înjura stăpânirea asta a lumii, de a înjura întâi stătătorii ăstei nații fără nimic consistent, fără blagă și așa mai departe, și-o fac probabil și din postura de răzvrătit, pentru că după Revoluție vorbeam și cu prietenii mei și cu Mihai Balin, e așezământul unui roman pe care sper să-l tipărești și să-l lansez odată cu profesorul Iulia Costan. Vedea pe timpul lui Ceaușescu, eram tânăr care zic, dar puțin am prins. Niște membri de partid și eu am fost, bineînțeles, dar cu atâta mânie proletară, luptau pentru egalitate socială, copii, etici și etități sociale. Nu ne după Revoluție, că dacă doar ferește, am fost chemat la Comitetul Județean de parte la Maria Gheorghe, Viorel Cosma știe, Lupu știe, Costache, nu știu mai mulți, pentru ce? Zicea ceva nevinovate și nevinovate sau stârnit de acoperiți, de informaticieni. E bine, comuniștii de atunci au devenit după care luptau să ajungă prim secretar, atenție, sau secretar, după aia. Au venit cei mai dragi exploatatori, exploatare omului decât rom. Ai omul după. Și fantastic, din număr pe degetele care au fost activiști de frunte, au ajuns prin merite profesionale, nu știu ce, și am văzut că își plătează oameni corect. Patronii nou făcuți de capitalism, de cumetrie, Nene Iuliescu, i-am văzut cu altă respirație. Tratau omul la valoarea lui, la competență, la cei mai cumpliți exploatatori, după 89, i-am văzut pe cei care aspirau să ajungă prin secretari sau secretari de județ sau în comitet central. Și cei mai aproape de vârsta mea poate să fac o rotire așa de gând, și îi poate identifica pe mulți. Eu i-am. Și o să vă minuneze când
în diferite locuri care mai de care mai întunecate, se grupau și spuneau, tu o iei pe PSD, nu mi-ai, tu o iei pe PNL, tu o iei pe PNC, tu o iei pe Butan. Erau aceiași. Aceiași. Și eu i-am prins. Au fost contemporani cu mine. Acum, unii au numerit la Mititica, la Bulău, la unde vreau să mai zice. Nu neapărat din greșeală judiciară, ci chiar și din prisma execuției lor terese, ca să zic așa, abuzilor și tuturor celor fără de lege. Prin urmare, domnul Mihai. Eu propun următoarea desfășurare în continuare, și anume, sesiune de autografie, fără de care nu se poate lansa cu tot o carte, și în același timp deplasarea cu un etaj mai sus, unde doamna care îi este așa, de lume a pregătit câte ceva. Și mulțumesc în mod special Rodica, nevasta care este la mine, pentru că ieșeam, am scris acolo și treci și scrie, iară pe ei. Mă potigneam și mă potigneam de atâtea ori, tiu-tiu-neam, ieșeam de acolo pe terasă, tiu-tiu-neam, mă uitam stânga dreptat. Pah, am sticla, îmi puneam pe după ușă, domnul Șarnaibe mă vedea. În loc să scrii, tu bei, tu bei, corot, tu bei. Așa că și lui Răzvan, și nora mea care nu este aici, a fost reținută la serviciu, și lui băiatul meu Răzvan, și în special neveste mele, care a făcut instrucție și o gimnastică, totuși cu tot aparte cu mine, de-am reușit să scot la cap. Deci, domnul Traian Socialist de față ne-a promis că va continua să scrie, nu va avea distrageri de la scris, cum povestește, nu și va veni cu un nou volum, așa cum mi-a povestit în mare, despre vremurile alea în care fiecare încerca să se cocoațe mai sus, pe căile pe care Partidul Unic de atunci ține până la dispoziție și după aceea au devenit foarte, foarte aprici capitaliști. Este promisiune? Așa, Mihai, o scurtă paranteză. Cum ne trimiteau, lucram la ziua cea acolo, erau firește în regimul nominatorii de partid și te trimiteau la adunări generale la, de partid și așa e departe. Dom'le, fantastic! Acolo unde unul dădea și încolo, și încolo, și încolo, ținea prezidat la adunarea de partid pe care am învățat-o. Și așa e distrus. La seama cât dramatism. Cum el pleda pentru un plan să facă în 7 ani, în 2 ani și jumătate, nu în 5 ani, pentru calitate, productivitatea muncii, le-am toate așa, parcă îmi bâzâie capul. Acolo, în sala aia mare de ședințe, după care ai înșfăcat-o, măcar ar fi trebuit să o lase în picioare, să... Nu, a demolat. A fost mai avantajos fierul beton și au pierdut sute de oameni locul de muncă. Ei, ăștia sunt oameni cu care am avut eu neșansa să fiu contemporan, chiar în tinerețea mea. Mulțumesc foarte, foarte mult!